Dorințele fac parte din noi, astfel că de fiecare dată vrem să atingem un obiectiv, însă trebuie să ții cont de câteva sfaturi utile pentru a se îndeplini rapid. Legea atracției este importantă și te ajută să le îndeplinești mult mai repede. Iată toate detaliile de care ar trebui să ții cont. Cu toții ne dorim anumite lucruri în viața noastră, astfel că încep să simți emoțiile și sentimentele, dar și să-ți planifici evenimentele din viața ta. O metodă eficientă de a-ți îndeplini dorințele rapid este să-ți imaginezi că acel lucru s-a întâmplat în viața ta. Dacă vrei să ți se îndeplinească cât mai repede dorințele, este important să scrii pe o foaie ceea ce vrei să faci și să te gândești destul de mult la acel lucru. Legea atracției are un rol important în viața noastră, de aceea întotdeauna vei atrage ceea ce gândești. Ca o dorință să se îndeplinească cât mai rapid, este obligatoriu să crezi că acel lucru este posibil. Sentimentele sunt importante, astfel că trebuie să înveți să cunoști emoțiile. Nu trebuie să pui lucrurile negative pe primul loc și trebuie să crezi că orice lucru pe care îl vrei în viață se va îndeplini. Iată rugăciunea pentru îndeplinirea dorințelor. Sfântă Maria, mă îndrept plin de încredere către tine, cerându-ți ajutor. Cred cu tărie că mă vei asculta în necazul meu și mă vei sprijini când îmi este greu. Sper a-ți arăta recunoștința mea, îți făgăduie să fac cunoștință și altora această rugăciune. Te rog cu umilință să-mi aduci liniște în tristețea și durerile mele. În numele negrăitei rugăciuni și bucurii care ți-a cuprins inima când ai oferit adăpost Mântuitorului Lumii în casa ta din Betania, te implor, roagă-te pentru mine și familia mea ca să-L păstrăm pe Dumnezeu în inimă, astfel încât să ne învrednicim a primi ajutor în nevoile noastre, mai ales în durerea care mă copleșește acum. Te implor ajutătoarea celor aflați în suferință, înfrânge orice greutăți, precum ai înfrânt balaurul care șa de la picioarele tale. Se spune rugăciunea Tatăl nostru, iar apoi bucură-te Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecului tău care a născut pe Mântuitorul sufletelor noastre, Iisus Hristos. Sfântă Marie, Maică de Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Relatează spynews.ro.